Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Mărioara Sigartău și vă spun bun găsit la întâlnirea cu cântecul popular aici la Radio BC. Având în vedere faptul că postul nostru de radio emite pe internet, salutăm pe toți cei care sunt pe recepție și celor care își sărbătoresc ziua de naștere le spunem la mulți ani, cu multe realizări și multă sănătate. Așa cum v-am obișnuit în fiecare emisiune, să am un invitat și astăzi nu se putea altfel și am adus o interpretă a cântecului bistrițian special pentru dumneavoastră cu cântece noi pe placul dumneavoastră. Bine ai venit, Ionela Lechințan, în cadrul emisiunii de folclor de la Radio BC. Bine te-am găsit, Mărioara. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Și pentru început, Ionela, aș vrea să îmi spui puțin de unde vii tu și ce zonă folclorică reprezinți. Da, eu vin din localitatea Chiraleș, zona de câmpie, reprezinți cu bucurie și cu cinste, zic eu, zona de câmpie, Câmpia Transilvană. Ionela, aș vrea să-mi spui, de unde a venit dragostea ta pentru cântecul popular? Cum te-ai apropiat tu de cântecul popular? Așa, să derulăm timpul. Încă din grădiniță, din anii de grădiniță, doamna educatoare, și pe această cale vreau să-mi mulțumesc, îmi spunea, mai mult spunea mamei, nu mie, că am voce frumoasă, voce plăcută, cântam cântece în sărbările din anii de grădiniță, pe urmă anii de școală și tot așa. Talentul presupun că îl moștenesc de la mama mea. Mama cântă foarte frumos, mai frumos decât mine. Nu a profesat. Ionela, ia spune-mi tu, dacă ți-aduci tu aminte, care a fost primul tău cântec pe care l-ai cântat pe scenă? Da, dacă mi-aduc bine aminte, eu am început cu un cântec nu din zona Bistriței, ci din zona Maramureșului. Mama mea este din Maramureș. Da? Nu știam. Da, din Maramureșul istoric, Săriștea de Sus. Și am început cu Maramureș, Plai cu Flori. Foarte frumos. Uite, Ionela, haide să ne cânți un cântec și după care revenim. Șetierașul s-o mătat, șetierașul s-o mătat. Și-o rămas în contra lău, dar nu zice cum vreau eu. Că eu vreau să zică bine, lai, lai, la, și să nu-mi facă rușine, lai, lai, la. Dar el trage într-o dungă, tăte bolile la jungă, tăte bolile la jungă. Păi te-l ajuns să-l fie jos, că nu-mi o văd de folos. Cântă, cântă fluieraș, lai, lai, la, că nu vreau să am năcăți, lai, lai, la. Cântă fluieraș de joc, pe sub mână să mă-ntorc, pe sub mână să mă-ntorc. Hai, nu zice de amăjit, să nu mă de învârtit. Jocul l-a făcut, lai, lai, la, trăiască bine și mult, lai, lai, la. Și ne m-a învățat pe mine să trăiască mult și bine, să trăiască mult și bine. Când nu-mi trebuie de mâncat, când aud că-i joc în sat, când aud că-i joc în sat, ui, ui, ui.
Ionela, știm cu toții că la început de carieră este foarte greu ca să te impui, este foarte greu să-ți faci un repertoriu propriu, să-ți aduni cântece pe care să te reprezinte pe tine, zona ta. Spune-mi dacă tu ai avut un model după care să te ghidezi, un interpret care ți-a marcat cariera ta artistică. Da, am avut mai mulți interpreți. Încă din anii de copilărie ascultam binecunoscuta emisiune Tezarul Folcloric al regretat Emorara Mărărescu și acolo ascultam bistrițenii, cei care erau promovați, doamna Valeria Petre Predescu, Dumnezeu să ierte, domnul Alexandru Pugna, doamna Cornelia Ardeleanu. De la fiecare interpret am încercat să iau câte ceva cu referire la repertoriu, la portul popular autentic. Asta contează foarte mult. Într-adevăr, avem de la cine învăța, de la înaintașii noștri, și sunt sigură că numai lucruri bune putem învăța. Și vreau să te întreb, Ionela, de unde îți culegi tu costumele? Știu că ai niște costume extraordinar de frumoase. De unde le ai? Mulțumesc mult, apreciez ceea ce îmi spui tu. Încerc să adun de la bătrânii satelor. Am mai și primit, am și cumpărat. Dar și încerc să le îmbin. Niciodată nu am luat un costum întreg. Întotdeauna am luat pânzăturile, zadile, sau așa cum se spune. Zadii, așa se spune la noi. Pânzătură în altă zonă sau în altă... Ionela, vreau să te întreb dacă tu mergi foarte des la Chiarleș și dacă îți mai amintești vreun obicei care se păstrează și în zilele noastre. Dacă îți amintești? Da, eu merg foarte des la Chiarleș. Acolo sunt părinții mei. Obicei, nu știu ce să zic, obicei de iarnă, obiceiurile de iarnă s-au mai păstrat și acum și în ultimii ani chiar nu așa mult. În ajunul de bobotează este obiceiul hâzii. Acest obicei este luat de la Saș, din câte mi-aduc eu aminte. Și la fel este și un chintelnic. Și acolo... Și ce se întâmplă? Da, ce se întâmplă? Tinerii satului se îmbracă în diferite costume, ca un fel de carnaval ar veni, cu măști, cu... și umblă din casă în casă. La mine, la Prundul Bârgăului, de unde vin eu, duminica vezi și acum oamenii în costume populare la biserică, iar duminică seara se întâlnesc la hora satului, deci încă se mai face hora satului, tot așa îmbrăcați în costume populare. Spune-mi dacă la tine, la Chiarleș, se mai îmbracă costumul popular. Da, îl mai îmbracă tinerii satului cu ocazia rusalilor. Atunci se mai îmbracă fetele în costume populare. În rest, nu prea am mai întâlnit. Și cu diferite ocazii, diferite spectacole care se organizează în sat, dacă... E foarte mare păcat că nu se mai păstrează obiceiurile și uităm de unde am plecat, ne uităm datinile, ne uităm originile, e foarte, foarte mare păcat. Ionela, hai te rog să ne mai cânți ceva și după aia continuăm. Sigur, cu mare drag. La
chirale și măi durule, și strigă părinți în poartă, care cu drag ne așteaptă durule. Chiraleși, măi durule, și strigă părinți în poartă, care cu drag ne așteaptă durule. Grija nouă ne-o purtați, măi durule, bate vânt peste cireși, măi, du-te dor la chiraleși, măi durule, și strigă părinți în poartă, care cu drag ne așteaptă durule. Eu știu că tu faci parte dintre soliștii de bază ai ansamblului Cununa de pe Someș și aș dori să mă spui câteva cuvinte despre activitatea ta în cadrul ansamblului Cununa de pe Someș. Da, mulțumesc. Activez în cadrul ansamblului Cununa de pe Someș din anul 2005. Dacă mi-aduc bine aminte, din 2005. Sunt ceva ani buni. Da. Bine, da. Punele mici pauze. Așa, mă bucur să fac parte din acest ansamblu, mă bucur să te am colegă. Mulțumesc! La fel de, și cu domnul Petruse, fiind din aceeași comună, mă bucur să fiu colegă cu domnul Petruse și Cristina Livia Scurtu, Adina Băieșiu, cine mai avem? Spune-mi, Ionela, o întrebare puțin mai incomodă. Spune-mi, dacă în cadrul ansamblului sunt unele mici răutăți, cum se întâmplă, hai să nu spunem muzica populară, dar în orice domeniu sunt mici răutăți. Spune-mi dacă în cadrul ansamblului Cuna de pe Someș sau sunt astfel de răutăți? Nu știu ce să zic. Bineînțeles, trebuie să fie o armonie între colegi. Răutăți, din partea mea, nu cred că
posibil, nu știu, fără voință, dacă am supărat pe cineva, dar ne înțelegem foarte bine. Te-ai simțit vreodată marginalizată în cadrul ansamblului sau... Nu pot să zic asta. Bineînțeles, la început, când am venit prima dată aici, trebuie depusă foarte multă muncă ca să știi unde ți-e locul și e mai bine să, așa, cu pași mici, așa până e, la urmă. Așa e. Și am așteptat până când toate au fost la locul lor. Dacă a fost cineva în cadrul ansamblului care te-a ajutat, te-a susținut, bineînțeles, toți colegii mă ajută, adică ne ajutăm reciproc, în sensul la spectacole, ne aranjăm costumele, fetele. Dar vreau să mulțumesc doamnei Elvira Botoș, m-a ajutat foarte mult, pe mine și presupun că și pe ceilalți soliști. Ce pot să zic? Îi urez multă sănătate, viață lungă. Îmi pare rău că nu mai face parte din acest colectiv, dar m-a ajutat foarte mult și m-a încurajat. Într-adevăr, majoritatea soliștilor din Bistrița Năsăud au trecut pe la ansamblul Cununa de pe Someș și implicit pe la doamna Elvira Dânsa. I-a ghidat, le-a dat sfaturi foarte bune și pentru aceasta îi mulțumim din suflet. Ionela, mai cântăm un cântec și revenim. Mult mă întreabă frunza iară dor, dorul mi de bania, iară dor și dor. Mult mă-ntreabă frunza, iară dor și iară dor, dorul mi de bania, iară dor și dor. Eu târziu că nu mi dor, dar de la inimă mor, dar de la inimă mor, măi dor și Alina, cum ți-oi zice, dor și dor. Du-te, dor, unde-te mândor și iar dor. Și te, Alina, unde-ți spun, mai dor și dor. Acasă la bunița și să-i zici dorule așa, și să-i zici dorule așa, mai dor și dor. M-ai învățat, mă iubi, dor și iar dor, și-am umălaș, mă dori, dor și dor. M-ai învățat, mă iubi, dor și iar dor, și-am umălaș, mă dori, dor și dor. M-ai învățat, sărut, tată, și-am umălaș, ui, tată, și am umăla și uitată, dor și dor. Ardă-te focul de dor, dor și iar dor, și pe tine mădișor, dor și dor. Ardă-te focul de dor, dor și iar dor, și pe tine mădișor, dor și dor. M-ai învățat, sărut, tată, și-a
Și amu mă laș uitată, dor și dor. Uitată așa nimănui, nu mă badea dorului, nu mă badea dorului, măi dor și dor. Ionela, îmi spuneai adineauri despre un album pe care tu l-ai înregistrat recent. Aș dori să-mi vorbești puțin despre el, unde l-ai înregistrat, cine, cu cine... Așa, primul meu album, care nu este gata, încă nu este finalizat, am 5 piese finalizate, piesele care le-ați ascultat în această emisiune și mi-am încă 7 în studio. O să fie gata, presupun, până la sfârșitul lunii și când o să fie gata, mai vin încă o dată la tine emisiune. Te așteptăm cu drag, te așteptăm. Da, albumul, ce pot să zic, este început chiar din 2009, dar am tot lucrat la el, nu mi-a plăcut unele piese, unele texte, am schimbat, am revenit, le-am... Sunt mai pretențioasă la capitolul acesta. Ce crezi tu, Ionela, într-un cântec, ce e mai important, linia melodică sau textul? Ambele. 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 Nu se poate, dacă ai un text foarte bun, trebuie să ai la fel și o linie melodică foarte bună și să se... Bine, foarte bine, cu celălalt. Da, albumul așa. L-am înregistrat în studioul domnului Florin Labiș. Îi mulțumesc pe această cale, nu știu dacă ne aude, dar îi mulțumesc. Cu instrumentiștii de la Dor Omnesc, vioară Emilian Coruții, nu știu exact numele. Fluier și clarinet, Nelu Petrușca și aranjamentul orchestral Florin Labiș. Într-adevăr, Florin, foarte mulți soliști lucrează cu Florin Labiș și este într-adevăr un profesionist în tot ceea ce face și sunt sigură că albumul tău va ieși foarte bine. Da, și are foarte multă răbdare cu fiecare solist, cu mine cel puțin, a avut foarte multă răbdare și m-a ajutat inclusiv la texte. La texte vreau să-ți spun, majoritatea textelor le-am de la doamna Maria Tudor, căreia îi mulțumesc. Iar linia melodică, doamna Elvira Botoș, în mare parte, unele create chiar și de mine. Foarte frumos. Și o piesă preluată din repertoriul doamnei Ana Felhazy. Nu gândi ba de când pasă. Da, da, știu piesa. Foarte frumoasă piesa, da. Și mi s-a potrivit la voce. Ionela, spune-mi dacă e important la început de carieră să întâlnești un profesionist, adică un cunoscător în ceea ce înseamnă folclor și obiceiuri și datini. Normal, este foarte bine și... Dar nu toată lumea are acest noroc, pot să zic. Eu la început am avut foarte mulți profesori care m-au ajutat și de acum o să mai am, cred că. Și cel mai bun profesor este prietenul meu, Nelu Petrușca. El îmi spune unde greșesc, unde, pentru că este profesionist și, într-adevăr, mă ajută și mă susține. E foarte important să ai un profesionist în casă și să te ghideze. Spune-mi dacă părinții tăi au fost de acord ca tu să îmbrățișezi cariera de artist. E o muncă, zic eu, destul de grea. Ei au fost de acord ca tu să cânti? Da, ce pot să zic. Mama la început a fost destul de reticentă și... Nu pentru faptul că nu i-ar fi plăcut, pentru că și ea iubește muzica populară, folclorul, dar este foarte exigentă și vrea să iasă toate lucrurile bine, să... După ce a văzut că într-adevăr îi place ceea ce fac și că merge, m-a susținut. Dar la început nu pot să zic că a fost de acord. Dar să știi că este cel mai mare critic al meu, întotdeauna spune... Ca și mama. Costumele, nu ți-a stat bine zadile, nu ți-a stat bine polele, cămașa într-o filmare sau... Întotdeauna filmările, cei din față, nu știu, dar sunt ore multe înainte de a intra într-un studio. Nu poți să apari oricum în fața publicului. Da, cămașa probabil deci... nu mai stă așa exact cum ai pus-o, mai îmbrăcat-o trebuie. La început așa. Și... mai cade o zadie sau doamne fer, nu mi s-a întâmplat. Să sperăm că nu se va întâmpla și va fi totul, și totul bine. Ionela, ne mai cânti un cântec și revenim.
crește în orice loc, măi norocule, că sămânța ta îi rară și nu vrei ca să răsară, norocule. Trifoiași sunt de noroc, tu nu crești în orice loc, măi norocule. Te-aș găsi undeva, măi norocule, nu te-aș rupe, te-aș uda, măi norocule. Ca să crești și să faci floare și sămânță roditoare, norocule. Să aibă noroc fiecare, de la mic până la mare, norocule. Cu patru foi, măi norocule, nu răsai și pe la noi, măi norocule. Te-am cătat, nu te-am găsit, pe câmpușo înverzit, măi norocule. Nu odată, zeci de ori, și-ntr-o lune și-ntr-o joi, măi norocule. În zi cu soare, măi norocule, să răsai pe-a mea cărare, măi norocule. Ca să am noroc și e, să nu-mi și e în viață greu, măi norocule. Ca să am noroc și e, să nu-mi și e în viață greu, măi norocule. Măi norocule, că sămânța ta îi rară și nu vrei ca să răsară, norocule. Aș vrea, Ionela, să te întreb, ce crezi tu că ar trebui să știe un interpret de muzică populară, indiferent că este la începutul carierei sau consacrat? Bine ar fi pentru cel care este la începutul carierei, pentru că cel consacrat deja... Să știi că tot timpul învățăm câte ceva, chiar dacă suntem consacrați sau începători, tot timpul avem câte ceva de învățat. Da, așa este. Cel care își alege această cale, acest drum foarte greu, trebuie să știe că trebuie să depună foarte multă muncă, foarte multă muncă, fără muncă nu există realizări. Să-și cunoască zona de unde vine foarte bine. Costumul popular trebuie să fie autentic și la fel să-l reprezinte tot din acea zonă din care vine și să accepte orice sfat, orice, chiar și critici. Sunt constructive uneori. Da, așa este. Știu cam atât. Să știi că eu, deși vin de pe Valea Bârgaielor, am foarte multe costume și de pe Someș, și de pe Valea Șieului, și de la Cluj primite. Și eu le îmbrac chiar dacă nu sunt din zona mea, dar tot reprezintă județul Bistrița Năsău. Și foarte multă în lume îmi spune, de ce nu îmbraci costumul de bârgă? Dar în momentul în care cineva îți dă un costum, normal că trebuie să-l îmbrăci. Acel om își dorește să-și vadă costumul, să te vadă îmbrăcat și atunci nu pot să le țin într-o ladă și să le scot în evidență, să le scot pe scenă, să le vadă lumea.
asta nu înseamnă că nu-mi respect zona de unde vin și încerc să port costumul autentic de pe Valea Bârgailor atunci când am spectacole foarte, foarte importante sau apariții la televiziune, atunci îmi îmbrac costumul autentic de pe Valea Bârgailor. Da, într-adevăr, vreau să spun, Mureara, de fapt, după cum știi și tu, costumele din Bistrița Năsăud sunt foarte frumoase în fiecare zonă cu frumusețea ei, dar este foarte diversificat și, într-adevăr, putem purta costumul, dar atunci, doar atunci când mergi într-un concurs. Trebuie să-ți reprezinți exact zona din care vii și mă gândesc că le poți purta la anunț sau la petreceri celelalte. Sigur, cu siguranță. Ionela, eu știu că tu ești cadru didactic și voiam să te întreb dacă pe copiii pe care tu îi pregătești îi înveți să cânte? Crezi că mai este tineretul atras de ceea ce înseamnă cântec popular folclor? Da, tineretul este la fel ca un burete, absorbe tot ceea ce îi se oferă. Într-adevăr, noi la grădiniță cântăm cântece specifice vârstei, dar și la serbări încerc să învăț cântece din folclorul copiilor și ei sunt foarte încântați. Le mai cânt și eu, le place. Da. Da. Mi-ar place să vin la o serbare, da, să-i ascult. O să te invit. Mulțumesc. Ei, Ionela, dacă le cânți copiilor, trebuie să ne cânți și nouă. Hai să mai cânți un cântec. Cu mare drag. Supărarea lumea mea, unde-i mândru și cântatul lume, draga mea, nu mai are loc poftatul lumea mea. Unde-i mândru și cântatul lume, draga mea, nu mai are loc poftatul lumea mea. Badea cântă lumea mea și nu-i loc de supărare lume, draga mea. Unde e cea lui cântare lumea mea și nu-i loc de supărare lume, draga mea. Unde e cea lui cântare lumea mea, unde-i mândru și cântarea lume, draga mea. Lumea și uită supărare.
mirarea lumea mea. Unde-i mândru și cântatul lumei, draga mea? Nu mai are loc oftatul lumea mea. Ionela, spune-mi, dacă în repertoriul tău ai și doine, pricesne, mai ales că acum suntem în postul Paștelui, dacă abordezi și astfel de genuri muzicale? Din păcate nu am încă înregistrate doine și nici pricesne, dar îmi face plăcere să le interpretez acolo unde am ocazia. Probabil pe parcurs o să înregistrez și doine, dar eu așa zic că doina este foarte pretențioasă și trebuie să fii lăsat cu har de la Dumnezeu pentru a interpreta acest gen muzical. Eu cred că dacă îți dorești cu adevărat și dacă muncești foarte mult, imposibil să nu reușești. Sunt sigură că poți să cânti doine, deci nu mă... Da, într-adevăr se poate, dar trebuie să fie doina, să fie din suflet și... Nu știu, așa văd, doinitorii sunt în Banat și mai sunt și la noi în Ardeal, dar... Au un dar mai aparte față de ceilalți interpreți. Ionela, spune-mi, ce ți-ai dorit tu să ți se îndeplinească în viitor? Ce îți propui în anul acesta să realizezi? Păi, cu ajutorul Dumnezeu vreau să termin acest album. După cum ți-am zis, mai am 7 piese în studio. Pe urmă, între timp, din 2009, de când am început să lucrez la acest album, am cules pentru al doilea album. Am 5 piese în lucru, dar deocamdată atât sunt în lucru. Le pregătesc acasă. Le repeți sau ce pregătești, textele sau repeți linia melodică până când o știi foarte bine? Deocamdată numai la 2 piese am linia melodică și textul și la celelalte piese nu trebuie linia melodică, la unele am textele. Deci sunt, într-adevăr, pentru o interpretare deosebită a unei piese trebuie să o asculți foarte mult și să o repeți foarte mult ca să o interpretezi așa cum ar trebui. Ionela, aș vrea să mă povestești dacă ai colaborări cu posturile de radio, de televiziune. Da, într-adevăr, piesele care le-am înregistrat, le-am filmat la diferite posturi de televiziune, naționale sau locale. Și radiourile, și pe radiouri am câteva piese. E foarte important ca cântecele noastre să le asculte oamenii, că nu totdeauna ne permitem ca un album, după ce îl înregistrăm, să-l și scoatem pe piață, pentru că asta costă foarte mulți bani și atunci este o modalitate ca lumea să ne cunoască cântecele, să ne cunoască pe noi ca interpreți și atunci ascultându-ne la radio își dau seama, uite, cântă Ionela Lechințan sau știu cine cântă. Și vreau să spun că acest album nu o să fie scos pe piață, este un album de suflet pentru început, eventual al doilea o să fie mai promovat și dat spre vânzare. Nu știu dacă mai cumpără cineva albumele în ziua de azi, dar mai mult pe internet. Și videoclipuri, am văzut foarte bine merg videoclipurile, am 3 videoclipuri. Cu cine le-ai realizat? Cu echipa Studio Nic de la Baia Mare, căreia le mulțumesc foarte mult, au ieșit foarte frumoase filmările. 3 dintre piesele am filmat și pe viitor o să mai filmăm și altele. Să știi că am văzut și eu videoclipurile tale pe YouTube și chiar sunt frumoase, într-un decor extraordinar de frumos. Da, mulțumesc, la Cluj am filmat. Se vrea la Bistrița, dar în acea zi n-a fost favorabilă vremea. Ionela, timpul a zburat și timpul dedicat așa emisiunii repede noastre de folclor s-a epuizat. Eu îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația de a fi astăzi în cadrul emisiunii de folclor de la Radio BC. Te aștept cu mare drag și când o să-ți apară celelalte piese și să-mi promiți că o să vii. Sigur, îți promit. O să vin cu siguranță și dăm voie să urez și eu tuturor sărbătoriților din luna martie la mulți ani, multă sănătate, inclusiv surioarele mele mai mici, Anuța, la pe 28 și din partea mea, ziua de naștere. Și astăzi este ziua mătușii mele, Lenuța Vește, de la Chirialeș, sora tatălui meu, și doamna Cornelia Ardelean. La mulți ani și multă sănătate și doamnei Cornelia Ardelean.
Dacă dorești să-ți ai rămas bun de la ascultătorii noștri. Da, sper că le-a plăcut emisiunea și să-mi asculte cântecele cu mult drag. Sper să le fie pe plac. Aici se încheie emisiunea de folclor de la Radio BC. Sunt Mărioara Sigartău și până la o nouă reîntâlnire să auzim numai de bine.